140 de metri pătrați. 140 de metri. Dar ce e asta? Râde. Deci nebunul și-a pus în aplicare planul. Mă, să intre el, mă. Și familia lui să intre în coșciug, ai înțeles? Deci pe cuvântul meu ăsta și-a pus... Și mama dracului să-l ia, mă. Ce e asta? Mariana ăsta și-a pus... Nu, deci să nu fie ăsta aici. Că eu un pic acum am stat cu totul de aici. Nu, stai! Pleacă de aici! Cum ai ajuns aici, Cristi? Cum ai ajuns aici, Cristi? Te exorcizez, Cristi! Exorcizez! Mariana, vreau să te duc la castel! Vino încoace, Mariana! Te duc la castelul Transilvania, vino încoa! Nu lovi, că te dau în judecată! Vorbește frumos! Nu înjura! Cristi, cum ai ajuns aici? Am ajuns pentru că am văzut la promo, am văzut ce s-a dat și am zis să vin să o exorcizez pe Mariana. Vreau să scot demonii din ea. De ce a fugit? De ce fuge? Vino încoa, Mariana, da? Vino să scot demonii din tine, vino încoa! Dar cum ai ajuns cu sicriu aici? Cu taxiul. Aoleu, bate crucea. La bătut cu crucea. E sicriu cu taxiul. Ești aici. Ce-i cu tine? Ce-i? 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 Ce? Băi, fără violență, băi! Ce, mă, ce? Ce? A intrat dracu în tine? Bă, stai asta dracu din tine, mă, da? Nu mai vorbi așa! Stai asta dracu din tine, mă, că ai nebunit! Păi să nu mă lovești, da? Dar cum ai ajuns aici? În cât timp ai ajuns aici? Am cumpărat sicriul de săptămâna trecută pentru tine, da? Dispar de aici! Nu dispar! Vrei, ai vrut circ? Faci circ? Faci circ? Da, nu înjura, Mariana, nu înjura! Ia! A luat și pe fratele lui! Ăsta e fratele iepurașului Bugs Bunny, da? Nu! Stai! Ducă-se dracului de aici! Vino, bă, nebunul, înapoi, încoace! Numai tu ai făcut toată... Tu ai făcut toată nenorocirea asta, dobitocule! Băi, Cristi, băi, cum ai ajuns aici? Am ajuns cu bine, cu mașina mea, da? De ce faci? Uite dracu cum face. De ce ești, mă, drăcoasă? De ce ești drăcoasă, mă? Ce e mai nebunit? Hai, mă, la mine la castel, la Transilvania. Ce plângere să faci la CNA? Nu. E decizia mea, da? Nu m-a adus nimeni. Vreau să scot demonii din tine. Nu vezi că ai nebunit? Ia uite ce mi-ai făcut. Ia uite. Închideți, vă rog frumos. Nu e sănătos, po. Stai. Ia mâna. Tu ești chiar că ești... Ești diavolul gol? Da, sunt diavolul. Ea este diavolul. Uite-te la ea cum... Dar cum ai... Fac plângere la tine. Deci încetați cu prostile de asta, da? Să-ți fie foarte clar. Nu, dar nu este vina lui. Deci trebuie este... să se fie. Noi n-am știut de treaba asta. N-am știut de treaba asta. Că nebunul vine cu... Nu. Mariana știa. Mariana știa că vine aici. De unde știa? Am vorbit cu ea la telefon. Minți ca un ordinar, Cristi Marin. Nu mint, ca un gropar, Orațiu. Vorbește frumos. Deci minți foarte... Minți într-un hal fără de hal. Eu vreau să o exorcizez, da? Eu țin foarte mult la tine, da? Păi eu ies la ce să-i fac. Țin foarte mult la tine, da? Nu vezi că ai nebunit? Dar de ce nu recurgi la alte metode, Cristi? Nu vezi că ai nebunit? Cristi, de ce nu recurgi? De ce nu-i aduci un buchet de flori, Cristi? Te dau eu în judecată, mă, te dau în judecată, vezi că aruncă cu ceva asta. Deci, de ce nu-i aduci un buchet de flori, de ce nu-i gânzi ceva? Deci încetați cu prostiile. Nu este vina noastră pentru că nebunul ăsta s-a uitat la televizor și a venit cu sicriu aici. Inițiativa mea, draga mea. Orațiu, ține minte ce spun. Relația noastră de prietenie s-a terminat. Deci nu este vina noastră că nebunul a văzut la televizor și a venit cu sicriu. Chiar tu ai spus cu gura ta, ai spus cu gura ta că ăsta are cheile din casă. Ai chemat televiziunea, ai vorbit despre mine, era normal să vin, nebunul ce ești. Nu mai vorbi urât. Vă scot pe tot în testament. Cum ai ajuns tu aici? Ce iepurașul? Eu iepurașul care eu fac vudu cu ea, da? Băi, vorbește... Dacă întorc capul ăsta o să moară, Mariana, da? Și încă ceva. O să-l trag în țapă pe Vadim Tudor, ca să se înțeleagă foarte bine. Chiar acum nu mai vorbești, lasă, gata, ajunge. Gata, ajunge, tot eu frumos. Ai făcut un gest reprobabil. Hai, că nu se mai aud. Ia uite-l pe Dracula modern.
Dracula, un mort iubăret. Doamne, mai gata. Doamne, da. Gata, Horatiu, oricum nu te mai auzim. La, Doamne. Ia un grop.